Cartea Hristos, Lumina Lumii de Ellen White Partea a șasea Cel lepădat De la sărbătoarea corturilor până la retragerea în Efraim după învierea lui Lazar. Capitolul 49 La sărbătoarea corturilor Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan, capitolul 7, versetele 1 la 15, 37 la 39. De trei ori pe an, iudeii erau obligați să se adune la Ierusalim pentru scopuri religioase. Învăluit în stâlpul de nor, conducătorul nevăzut al lui Israel dăduse îndrumări cu privire la aceste adunări. În timpul robiei, ele n-au putut fi ținute, dar când a revenit în țară, poporul a început să țină din nou aceste sărbători. Era planul lui Dumnezeu ca aceste aniversări să-l readucă în mintea oamenilor. Dar, cu puține excepții, preoții și conducătorii națiunii pierduseră din vedere lucrul acesta. Acela care rânduise aceste adunări naționale și care le lămurise însemnătatea era martor la pervertirea lor. Sărbătoarea corturilor era ultima adunare din an. Planul lui Dumnezeu era ca, la data aceasta, poporul să se gândească la bunătatea și îndurările lui. Întreaga țară fusese subocrotirea sa, primind binecuvântările sale. Zi și noapte, el purtase de grijă. Ploaia și soarele făcuseră ca pământul să aducă roade. În voiile și câmpiile Palestinei, recolta fusese adunată. Măslinele fusese răculese iar uleiul prețios fusese adunat în vase. Palmierii își dăduseră fructele. Ciorchinii de struguri purpurii fusese răcălcați în teasc. Sărbătoarea ținea șapte zile și pentru sărbătorirea ei, locuitorii Palestinei și israeliții care locuiau în alte țări își părăseau căminele și veneau la Ierusalim. De aproape și de departe, oamenii veneau aducând cu ei semnele bucuriei. Bătrâni și tineri, bogați și săraci, toți aduceau câte un dar oarecare ca un tribut de recunoștință a celuia care încununase anul cu bunătăți și făcuse ca pașii lui să reverse belșugul. Se aducea din păduri tot ce putea să fie plăcut ochiului și să dea expresie bucuriei tuturor. Orașul avea înfățișarea unei păduri frumoase. Sărbătoarea aceasta nu era numai o expresie a recunoștinței pentru recoltă, ci și o amintire a grijii ocrotitoare a lui Dumnezeu pentru Israel în pustie. În amintirea locuirii lor în corturi, în timpul sărbătorii, israeliții locuiau în colibe sau în corturi făcute din verdeață. Acestea erau așezate pe străzi, în curțile templului sau pe acoperișuri. Dealurile și văile care înconjurau Ierusalimul erau de asemenea pline de aceste locuințe înverzite și păreau vii din cauza mulțimii de oameni. Cu cântări sfinte și cu mulțumiri, închinătorii sărbătoreau această ocazie. Cu puțin înainte de această sărbătoare era ziua ispășirii când, după ce își mărturiseau păcatele, oamenii erau declarați ca fiind în pace cu cerul. În felul acesta se pregătea calea pentru bucuria sărbătorii. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Psalm 106,1 Cuvintele acestea răsunau triumfător, în timp ce tot felul de instrumente, împreună cu strigăte de osana, însoțeau cântarea. Templul era centrul bucuriei tuturor. Aici avea loc solemnitatea ceremoniilor pentru jertfă. Aici, rânduit de o parte și de alta a scării de marmură albă de la clădirea sfântă, corul leviților conducea serviciul cântărilor. Mulțimea credincioșilor, fluturând ramuri de palmier și de mirt, prindea ecoul corului și iarăși melodia era reluată de glasurile din apropiere și depărtare, până când dealurile din jur răsunau de cântece de laudă. Noaptea, atât templul cât și curtea străluceau de lumină artificială. Muzica, unduirea ramurilor de palmier usanalele voioase, mare adunare de oameni peste care se revărsa lumina din lămpile suspendate, costumele preoților și măreția ceremoniilor se uneau pentru a da naștere unei priveliști care îi impresiona adânc pe privitori. Dar cea mai impresionantă ceremonie a sărbătorii care dădea naștere celei mai mari veselii era aceea care amintea un eveniment petrecut în călătoria prin pustie. Încă din zorii zilei, preoții sunau prelung și pătrunzător din trâmbițele lor de argint, iar trâmbițele și strigătele oamenilor din colibele lor răsunau pe deal și câmpie, salutând ziua de sărbătoare. Apoi, preotul scotea din apele curgătoare ale chedronului un vas plin cu apă și, ridicându-l în timp ce trâmbițele sunau, urca pe treptele largi ale templului cu pas solemn și rar în timp ce cânta. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Psalm 122,2 El aducea ulciorul cu apă la altarul care se afla în mijlocul curții preoților. Aici erau două vase de argint, iar lângă fiecare dintre ele se afla câte un preot. Ulciorul cu apă era turnat într-un vas, iar în celălalt, un ulcior cu vin și conținutul acestora curgea printr-un tub în pârâul Chedron și ajungea apoi în Marea Moartă. Turnarea acestei ape consacrate reprezenta izvorul care a țâșnit din stâncă la porunca lui Dumnezeu pentru a stinge setea copiilor lui Israel. Atunci, glasul de bucurie suna mai departe. Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Isaia 12, cu 2 și 3 În timp ce fiii lui Iosif făceau pregătiri pentru a lua parte la sărbătoarea corturilor, au văzut că Hristos nu făcea nicio mișcare pentru a arăta că ar vrea să meargă și el. L-au urmărit cu neliniște. De când cu vindecarea de la Betesda nu mai luase parte la adunările naționale, pentru a ocoli certuri zadarnice cu conducătorii din Ierusalim, el își restrânsese lucrarea la Galileea. Aparenta neglijare a marilor adunări religioase și vrăjmășia fățișă a preoților și rabinilor erau o cauză de neliniște pentru cei din jurul lui și chiar pentru ucenicii și rudele sale. În învățăturile sale, el arătase binecuvântările ascultării de legea lui Dumnezeu, dar cu toate acestea părea indiferent față de slujbele care fusese rărânduite de Dumnezeu. Faptul că avea de a face cu vameși și cu alți oameni cu nume rău, faptul că nu ținea seamă de datinile rabinilor și libertatea cu care nu respecta pretențiile tradiționale cu privire la sabat, totul părea că îl pune în vrăjmășie cu autoritățile religioase și dădea naștere la multe întrebări. Frații săi socoteau drept o greșeală în depărtarea lui de oamenii mari și învățați ai neamului. Ei gândeau că oamenii aceștia aveau desigur dreptate și că Hristos greșea când li se împotrivea. Dar ei observaseră viața lui neprihănită și, deși nu se uniseră cu ucenicii, fuseseră adânc impresionați de lucrările lui. Popularitatea lui în Galileea le mulțumea ambiția, ei tot mai sperau că va da o dovadă a puterii lui, care îi va face pe farisei să vadă că el era ceea ce pretindea. Ce ar fi fost dacă el era Mesia, prințul lui Israel? Ei cultivau gândul acesta cu o satisfacție plină de mândrie. Erau așa de nerăbdători în privința aceasta încât au stăruit ca Hristos să meargă la Ierusalim. Pleacă de aici, au zis ei, și du-te în iudea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Acest dacă exprima îndoială și necredință. Ei îl socoteau fricos și slab. Dacă el știa că este Mesia, la ce bun această neînțeleasă rezervă și inactivitate? Dacă avea cu adevărat puterea aceasta, de ce nu merge curajos la Ierusalim să-și susțină pretențiile? Pentru ce să nu facă în Ierusalim minunile de care se dusese vestea în Galileea? Nu te ascunde în provincii lăturali, nici ce ziceau ei, unde să faci marile tale minuni în folosul unor țărani și pescari nepricepuți, Arată-te în capitală, câștigă sprijinul preoților și conducătorilor și unește națiunea pentru a temeia noua împărăție. Acești frați ai lui Isus judecau după aceleași motive egoiste care se află atât de des în inima celor cu ambiție după slavă. Acesta era spiritul ce domnea în lume. Ei erau supărați că, în loc să caute un tron împărătesc, Hristos se declara ca fiind pâinea vieții. Ei au fost foarte dezamăgiți când, așa de mulți dintre ucenicii lui, l-au părăsit. Ei înșiși se depărtaseră de el ca să nu fie silit să recunoască ce arătau și faptele lui, că el era trimisul lui Dumnezeu. Isus le-a zis. Vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă pot sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Frații? îi vorbiseră oarecum poruncitor, arătându-i ce drum trebuie să urmeze. El le-a întors mustrarea, neașezându-i în aceeași categorie cu ucenicii lui, plin de sacrificiu de sine ci împreună cu lumea. Pe voi lumea nu vă poate urâ, a zis el. Pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Lumea nu-i urăște pe cei ce îi se aseamănă în spirit, îi iubește ca pe unii care sunt ai ei. Pentru Hristos, lumea nu era un loc în care a venit pentru a aduce o viață ușoară sau pentru a dobândi mărire personală. El nu căuta să pună mâna pe puterea și slava acestei lumi. Nu aceasta era răsplata pe care o dorea el. Lumea era locul în care fusese trimis de tatăl său. El fusese dat pentru viața lumii, pentru a realiza marele plan al mântuirii. El își îndeplinea lucrarea pentru o lume căzută, dar nu trebuia să se încumete, și nici să grăbească primejdia sau criza. Fiecare eveniment din lucrarea sa avea ceasul lui anumit. El trebuia să aștepte cu răbdare, el știa că avea să întâmpine ura lumii, știa că lucrarea sa se va termina cu moartea, dar nu era voia tatălui său ca el să se expună prea devreme de la Ierusalim, vestea despre minunile lui Hristos se împrăștiase peste tot pe unde erau răspândiți iudeii și, deși de multe luni lipsise de la sărbători, interesul față de el nu scăzuse. Din toate părțile pământului veniseră mulți la sărbătoarea corturilor în speranța de a-l vedea. La începutul sărbătorilor, mulți întrebaseră despre el, Fariseii și conducătorii îl așteptau să vină, nădăjduind să găsească un prilej de a-l condamna. Ei întrebau cu nerăbdare: Unde este? Dar nimeni nu știa. Oamenii se gândeau la el mai mult decât la orice. De frica preoților și a conducătorilor, nimeni nu îndrăznea să-l recunoască drept Mesia, dar pretutindeni se discuta în ascuns și cu interes despre el. Mulți îl apărau ca pe un trimis al lui Dumnezeu, în timp ce alții îl denunțau ca pe un înșelător al poporului. Între timp, Isus a ajuns la Ierusalim în mod liniștit. El alesese un drum neumblat pentru a-i evita pe călătorii care se îndreptau din toate părțile spre cetate. Dacă s-ar fi alăturat uneia dintre caravanele care suiau la sărbătoare, Atenția publică ar fi fost atrasă către el la intrarea în cetate, și o demonstrație populară în favoarea sa ar fi atâțat autoritățile împotriva lui. Ca să evite aceasta, a ales să facă drumul singur. În timpul sărbătorii, când frământarea mulțimii cu privire la el ajunsese la culme, a intrat în curtea templului, în mijlocul mulțimii. Din cauza lipsei de la sărbătoare, se spusese că el nu îndrăznea să se arate în fața preoților și a conducătorilor. Toți au fost surprinși când l-au văzut. Orice glas a fost adus la tăcere. Toți se minunau de demnitatea și curajul arătate în fața vrăjmașilor puternici care căutau să-i ia viața. Stând în picioare în mijlocul acestei mari mulțimi, Isus a vorbit așa cum nu mai făcuse nimeni vreodată. Cuvintele sale dovedeau că el cunoștea legile și instituțiile lui Israel, serviciul jertfelor și învățăturile profeților mult mai bine decât rabinii și preoții. El a sfărâmat barierele formalismului și tradiției. Scenele vieții viitoare păreau să se desfășoare cu claritate în fața lui ca unul care privea nevăzutul el vorbea despre cele pământești și despre cele cerești despre cele omenești și despre cele dumnezeiești cu o autoritate absolută cuvintele sale erau foarte clare și convingătoare și din nou ca la capernaum oamenii se mirau de învățătura lui pentru că vorbea cu putere luca 4 cu 32 în diferite chipuri el și-a avertizat ascultătorii despre nenorocirile ce vor veni asupra tuturor acelora care vor lepăda bine cuvântările pe care venise să le aducă. El dăduse toate dovezile posibile că venise de la Dumnezeu și că făcuse orice sforțare posibilă pentru a-i aduce la pocăință. El nu avea să fie respins și ucis de propriul popor dacă putea să-l scape de vinovăția unei astfel de fapte toți se minunau de cunoștințele pe care le avea din lege și din profeții și întrebarea aceasta trecea de la unul la altul. Cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată? Nimeni nu era socotit învățător în cele religioase dacă nu studiase la școlile rabinice și atât Isus, cât și Ioan Botezătorul erau considerați ca fiind ignoranți din cauză că nu primiseră această educație. Cei care l-ascultau erau impresionați de cunoștința lor din scriptură, știind că ei n-au învățat niciodată. E adevărat că de la oameni nu învățaseră, dar Dumnezeul cerului era învățătorul lor și de la el primiseră cea mai înaltă înțelepciune. Când Isus a vorbit în curtea templului, oamenii au rămas uimiți chiar și oamenii care erau cei mai porniți împotriva lui s-au simțit neînstare să-i facă vreun rău. În acest timp, toate celelalte interese erau uitate. Zi după zi, el a învățat norodul până în ultima zi, care era ziua cea mare a praznicului. Dimineața acestei zile i-a găsit pe oameni obosiți de îndelunga durată a serbărilor. Deodată, Isus a înălțat glasul care a răsunat prin curțile templului. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Starea poporului a făcut ca acest apel să fie foarte puternic. Ei stăruiseră în scene de nesfârșită pompă și sărbătoare, ochii lor fuseseră orbiți de lumină și culoare, iar urechile lor, mângâiate de cea mai bogată muzică, dar în tot șirul acestor ceremonii nu fusese nimic ca să împlinească lipsurile spirituale, nimic care să aline setea sufletului pentru cele nepieritoare. Isus e invitat să vină și să bea din izvorul vieții, din ceea ce avea să fie ca un izvor de apă curgând în viața veșnică. De dimineață, preotul săvârșise ceremonia care comemora lovirea stâncii în pustie. Stânga aceea era un simbol al său, care, prin moartea sa, avea să dea ocazie să curgă râuri de mântuire pentru toți cei însetați. Cuvintele lui Hristos erau apa vieții. Acolo, în prezența mulțimii adunate, el s-a oferit să fie lovit, ca apa vieții să se poată revărsa în lume. Lovindu-l pe Hristos, Satana credea că va distruge pe Domnul vieții. Dar din stânca lovită au curs râuri de apă vie. Când Isus a vorbit astfel către popor, inima oamenilor a fost mișcată de o teamă plină de respect, și mulți erau gata să zică: împreună cu femeia din Samaria: Dă-mi această apă ca să nu-mi mai fie sete. Ioan 4:15. Isus cunoștea nevoile Sufletului fastul, bogățiile și onoarea nu pot mulțumi inima. Dacă însetează cineva, să vină la mine. Bogatul, săracul, cel de sus și cel de jos sunt toți la fel de bineveniți. El făgăduiește să ușureze mintea împovărată, să mângâie pe cel întristat și să dea nădejde celui descurajat mulți dintre cei care îl ascultau pe Isus erau întristați din cauza nădejdiilor spulberate, mulți nu treau durere ascunse, mulți căutau să-și astâmpere dorința inimii prin bucuriile lumii și lauda oamenilor, dar când totul era câștigat, vedeau că au muncit din greu numai pentru a ajunge la o fântână crăpată, din care nu puteau să-și aline setea. În mijlocul scânteierii scenei voioase, ei stăteau nemulțumiți și triști. Dar cuvintele lui Isus, dacă însetează cineva, i-au trezit brusc din meditația lor întristată și în timp ce ascultau cuvintele care au urmat, mintea lor s-a luminat de o nouă nădejde. Duhul Sfânt a prezentat simbolul înaintea lor, până când au văzut în el oferta darului neprețuit al mântuirii. Apelul lui Hristos către Sufletul Însetat încă mai răsună și ni se adresează cu și mai mare putere decât celor care l-au auzit în Templu în ultima zi a praznicului. Fântâna este deschisă pentru toți. Celor obosiți și zdrobiți li se oferă băutura înviorătoare a vieții veșnice. Isus încă mai strigă: Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Celui ce este sete, să vină cine vrea să ia apa vieții fără plată. Oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, în viac nu i va fi sete. Ba, încă apa pe care eu voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țișni în viața veșnică. Apocalips 22 17, Ioan 4 11. Capitolul 50 Printre curse. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan, capitolul 7, cu 16 la 36, 40 la 53, capitolul 8, cu 1 la 11. Tot timpul cât a stat la Ierusalim în cursul praznicului, Isus a fost pândit de iscoade în fiecare zi căutau mijloace de a-l aduce la tăcere. Preoții și conducătorii căutau să-l prindă în cursă. Au făcut planul de a-l opri prin violență, dar aceasta nu era totul. Doreau să-l umilească pe acest învățător galilean în fața poporului. În prima zi a participării sale la sărbătoare, conducătorii veniseră la el întrebându-l cu ce putere învață. Doreau să întoarcă atenția oamenilor de la el la problema dreptului său de a învăța, și în același timp la importanța și autoritatea lor. Învățătura mea nu este a mea, a zis el, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Ioan 7, cu 16 și 17. Isus n-a întâmpinat întrebarea acestor șocoritor, răspunzând cu bad șocură ci prin dezvăluirea adevărului necesar pentru mântuirea sufletului. Înțelegerea și aprecierea adevărului, a zis el, depind mai mult de inimă decât de minte. Adevărul trebuie primit în suflet. El pretinde supunerea voinței. Dacă adevărul ar putea să fie supus în numai rațiunii, Mândria n-ar fi o piedică în calea primirii lui, dar el trebuie să fie primit prin lucrarea harului în inimă și primirea lui depinde de lepădarea oricărui păcat pe care îl descoperă Duhul lui Dumnezeu. Posibilitățile unui om de a cunoaște adevărul, oricât de strălucite ar fi... Se vor dovedi nefolositoare câtă vreme inima nu se deschide să primească adevărul, și până nu are loc o conștientă lepădare a oricărui obicei și a oricărei deprinderi protivnice principiilor lui. Acelora care se predau în felul acesta lui Dumnezeu, cu dorința sinceră de a cunoaște și împlini voința lui, adevărul li se va descoperi ca fiind puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea lor. Aceștia vor fi în stare să-l deosebească pe acela care vorbește din partea lui Dumnezeu de acela care vorbește numai de la sine. Fariseii nu așezaseră voința lor de partea voinței lui Dumnezeu. Ei nu căutau să cunoască adevărul, ci să găsească vreo scuză pentru a scăpa de el. Hristos a arătat că din cauza aceasta ei nu înțelegeau învățătura lui. Apoi a descoperit mijlocul prin care să poată fi deosebit adevăratul învățător de cel fals. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Ioan 7 cu 18. Acela care caută slava sa, vorbește numai de la sine. Spiritul preocupării numai pentru sine. Își trădează originea. Dar Hristos căuta slava lui Dumnezeu. El rostea cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta era dovada autorității sale, ca învățător al adevărului. Isus le-a dat rabinilor o dovadă a divinității sale, arătându-le că citește în inima lor. De la vindecarea săvârșită la Betesda, ei au pus la cale moartea lui. În felul acesta, ei înșiși călcau legea pe care pretindeau că o apără. Oare nu v-a dat moise legea? a zis el. Totuși, nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Ca o străfulgerare, aceste cuvinte le-au descoperit rabinilor prăpastia ruinei în care erau gata să se prăbușească. Pentru o clipă, s-au îngrozit. Ei au văzut că se luptă împotriva unei puteri nemărginite, dar nu vroiau să primească avertizarea. Pentru a-și păstra influența asupra poporului, planurile lor criminale trebuiau să rămână ascunse. Abătându-se de la întrebarea lui Isus, ei exclamă, Ai drac, cine caută să te omoare?" Ei insinuau că minunile lui Isus erau venite de la un duh rău, Isus n-a ținut seama de această insinuare. El a trecut mai departe, explicând că lucrarea sa de vindecare de la Betesda era în armonie cu legea sabatului și că era îndreptățită chiar de interpretarea pe care iudeii o dădeau legii. El a zis: Moise se va dat porunca privitoare la tăierea împrejur, și voi tăiați împrejur pe om în ziua sabatului. După lege, fiecare copil trebuia să fie circumcis în ziua a opta. Dacă timpul prescris cădea în sabat, ritualul trebuia săvârșit atunci. Cu atât mai mult era în armonie cu spiritul legii să fie însănătoșit un om în ziua sabatului. El le-a atras atenția zicând, nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Conducătorii au fost aduși la tăcere, și mulți din popor ziceau: Nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Și totuși, iată că vorbește pe față, și ei nu-i zic nimic. Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că el este Hristosul? Mulți dintre ascultătorii lui Hristos, care locuiau în Ierusalim și care nu erau în necunoștință de uneltirile celor mari împotriva lui, se simțeau atrași către el cu o putere irezistibilă. Îi stăpânea convingerea că el era fiul lui Dumnezeu. Dar satana era gata să stricoare îndoiala și, pentru aceasta, calea era pregătită chiar de greșitele lor păreri despre Mesia și venirea lui. Toți credeau că Hristos trebuia să se nască la Betleem, dar că după câtva timp avea să dispară și că la a doua lui venire nimeni nu avea să știe de unde venea. Nu puțini erau aceia care susțineau că Mesia nu avea nicio legătură de rudenie cu neamul omenesc. Deoarece Isus din Nazaret nu satisfăcea așteptările poporului în ce privește slava lui Mesia, mulți se alăturau celor care spuneau dar noi știm de unde este omul acesta, însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. În timp ce ei îndulau între îndoială și credință, Isus le-a cunoscut gândurile și le-a răspuns: Mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Ei pretindeau că știu care trebuie să fie o a lui Hristos, dar nu știau nimic despre ea. Dacă ar fi trăit în deplină armonie cu voința lui Dumnezeu, l-ar fi cunoscut pe fiul lui când el li s-a descoperit. Ascultătorii ar fi trebuit să înțeleagă cuvintele lui Hristos. Ele erau o repetare lămurită a celor susținute de el în fața Sinedrului cu multe luni înainte când s-a declarat Fiul lui Dumnezeu. După cum atunci cei mai mari au căutat să-l dea la moarte, tot astfel era și acum, dar erau împiedicați de o putere nevăzută care punea o stavilă furiei lor, zicându-le: Până aici să mergeți și mai departe, nu. Erau foarte mulți oameni care credeau în el și se întrebau: Când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta? Conducătorii fariseilor, care urmăreau cu nerăbdare mersul lucrurilor, au prins cuvintele de simpatie șoptite de mulțime. Dând fuga la mai mari preoților, au făcut planul să-l aresteze. Totuși, au rânduit să-l prindă când era singur, deoarece se temeau să pună mâna pe el în fața poporului. Din nou, Isus a dovedit că le citește gândurile. Mai sunt cu voi puțină vreme, a zis el, și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde voi fi eu, voi nu veți putea veni. În curând, urma să găsească un refugiu dincolo de atingerea batjocurilor și aurilor. El urma să se înalțe la tatăl spre a fi din nou cel adorat de îngeri și omorătorii lui nu puteau să ajungă niciodată acolo. Batjocuritori, rabinii au zis, unde are de gând să se ducă omul acesta ca să nu-l putem găsi? Doar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ei nici nu visau că prin cuvintele lor jocoritoare descriu misiunea lui Hristos. Toată ziua își întinsese mâinile către un popor neascultător și jocoritor. Totuși el avea să fie găsit de cei ce nu-l căutau, să se descopere unui popor ce n-a chemat numele lui. Roman 10, cu 20 și 21 Mulți dintre cei care se convinseseră că Isus era Fiul lui Dumnezeu erau duși în rătăcire de raționamentul fals al preoților și rabinilor. Învățătorii aceștia repetaseră cu mare efect profețiile privitoare la Mesia că va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim strălucind de slavă în fața bătrânilor lui, că el va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Isaia 24 cu 23, Psalm 72 cu 8. Apoi au comparat cu dispreț slava descrisă aici cu înfățișarea umilă a lui Isus. Chiar cuvintele profeției erau în așa fel răstălmăcite încât să susțină rătăcirea. Dacă ar fi cercetat cuvântul cu sinceritate pentru ei înșiși, oamenii n-ar mai fi fost duși în rătăcire. Capitolul 61 din Isaia mărturisește că Hristos trebuia să facă tocmai lucrarea pe care o făcea. Capitolul 53 arată lepădarea și suferințele sale în lume și capitolul 59 descrie caracterul preoților și rabinilor. Dumnezeu nu-i constrânge pe oameni să dea la o parte necredința. În fața lor se află lumina și întunericul, adevărul și rătăcirea. Ei singuri trebuie să hotărească ce vor să primească. Mintea omului este înzestrată cu puterea de a deosebi între bine și rău. Dumnezeu nu vrea ca oamenii să ia hotărâri sub Imperiul Impulsurilor, ci din cântărirea dovezilor, comparând cu grijă text cu text. Dacă ar fi lăsat la o parte prejudecățile și ar fi comparat profeția scrisă cu faptele ce caracterizau viața lui Isus. Iudeii ar fi observat o frumoasă armonie între profeții și împlinirea lor în viața și activitatea umilului Galilean. Astăzi mulți sunt înșelați la fel ca iudeii. Învățătorii religioși citesc Biblia în lumina înțelegerii și tradiției proprii, iar oamenii nu cercetează Scriptura pentru ei înșiși și nici nu gândesc pentru ei înșiși ca să știe care este adevărul ei își predau judecata și își încredințează sufletul în mâna conducătorilor lor. Predica și învățătura din cuvântul său sunt un mijloc rânduit de Dumnezeu pentru răspândirea luminii. Dar noi trebuie să comparăm cu Scriptura orice învățătură omenească. Oricine va cerceta Biblia cu rugăciune, dorind să cunoască adevărul ca să poată asculta de el, va primi lumina dumnezeiască. El va înțelege Scripturile dacă cineva vrea să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu. Ioan 7, cu 17 În cea din urmă zi a praznicului, aprozii trimiși de către preoți și conducători să-l aresteze pe Hristos sau întors fără el. Au fost atunci întrebați cu mânie, de ce nu l-ați adus? Cu o înfățișare solemnă, ei au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Inima lor împietrită se înmuiase auzind cuvintele lui Hristos. În timp ce el vorbea în curtea templului, ei se apropiaseră pentru a prinde vreun cuvânt pe care să-l poată întoarce împotriva lui. Dar în timp ce ascultau, scopul pentru care veniseră a fost uitat. Au stat ca vrăjiți și Hristos s-a descoperit sufletului lor. Ei au văzut ceea ce preoții și conducătorii nu voiau să vadă: natura omenească, inundată de slava divină. S-au întors plin de gândul acesta, atât de impresionați de cuvintele lui, încât, la întrebarea: De ce nu l-ai adus?, au putut doar să spună: Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Preoții și conducătorii, la prima lor întâlnire cu Hristos, Avusese aceeași convingere. Inima lor fusese adânc mișcată, și gândul acesta venise cu putere în mintea lor. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Dar ei, când ră convingerea dată de Duhul Sfânt, acum mâniați că până și reprezentanții legii puteau fi influențați de Galileanul hulit, au strigat: Doar n-ați fi fost duși, și voi în rătăcire. A crezut în el vreunul dintre mai mari noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea, este blestemat. Aceea cărora li se adresează Solia adevărului, rare ori întreabă: Este adevărat? Și De cine e susținută? Mulțimile, o apreciază prin numărul acelora care o primesc și se pune mereu întrebarea. A crezut cineva dintre învățați sau dintre conducătorii religioși? Oamenii nu arată astăzi mai mult interes față de adevărata Evlavie decât în zilele lui Hristos. Ei caută și astăzi tot așa de mult bunurile pământești, neglijând comorile cerești. Și nu este un argument împotriva adevărului faptul că foarte mulți nu sunt dispuși să-l primească, sau că adevărul nu este primit de oamenii mari ai lumii, sau chiar de conducătorii religioși. Preoții și conducătorii au început să facă planuri pentru arestarea lui Isus. Susțineau că dacă va fi lăsat liber, el îi va îndepărta pe oameni de la conducătorii actuali și, deci, lucrul cel mai important era să-l aducă imediat la tăcere. În toiul discuției lor au fost opriți brusc. Nicodim a întrebat. Legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Peste adunare s-a așternut tăcerea. Cuvintele lui Nicodim au pătruns în conștiința lor. Ei nu puteau să condamne un om fără să-l fi ascultat mai întâi. Dar nu numai pentru motivul acesta au amuțit în gânfații conducători privind la acela care îndrăznise să vorbească în favoarea dreptății. Ei erau uimiți și le era ciudă că cineva dintre ei fusese atât de impresionat de caracterul lui Isus încât avea de spus un cuvânt în apărarea lui. Revenindu-și din uimire, s-au adresat lui Nicodim cu sarcas: Și tu ești din Galileea? cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Totuși, protestul a avut ca rezultat suspendarea ședinței Consiliului. Conducătorii nu puteau să-și aducă la îndeplinire planul și să-l condamne pe Isus fără să-l asculte. În frânți de astă dată s-au întors fiecare acasă. Isus s-a dus la Muntele Măslinilor. Departe de frământările și freamătul orașului, de gloatele curioșilor și de rabinii vicleni, Isus a mers în liniștea livezilor de măslini unde putea să fie singur cu Dumnezeu. Dar în zorii zilei a revenit în templu și când oamenii s-au adunat în jurul lui, s-a așezat să-i învețe. Curând a fost întrerupt. O ceată de farisei și cărturari s-a apropiat de el, târând cu ei o femeie îngrozită, pe care, prin cuvinte aspre și categorice, o acuzau că a călcat porunca a șaptea. După ce au îmbrâncit-o în fața lui Isus, i-au spus cu un respect fățarnic. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Pretinsul lor respect ascundea o uneltire josnică pentru nimicirea lui. Ei prinseseră această ocazie pentru a obține condamnarea lui, gândind că oricare i-ar fi hotărârea, aveau posibilitatea să-l acuze. Dacă ar fi achitat-o pe femeie, putea să fie acuzat că disprețuiește legea lui Moise. Dacă ar fi declarat o vrednică de moarte, putea să fie acuzat de către romani că își asumă o autoritate care le aparține numai lor. Hristos a privit o clipă scenă, victima tremurând, acoperită de o cară, demnitarii cu fața aspră, fără pic de milă omenească. Spiritul său de nepătată curăție s-a cutremurat în fața acestui tablou, știa bine pentru care motiv fusese adus acest caz în fața lui. El citea în inimă și cunoștea caracterul și istoria vieții fiecăruia dintre cei care stăteau în fața lui. Chiar acești, așa ziși, paznici ai dreptății, conduseseră victima la păcat, ca să-i poată întinde o cursă lui Isus. Nedând niciun semn că a auzit întrebarea lor, el s-a plecat și îndreptându-și privirea în jos. A început să scrie pe pământ. Iritați de întârzierea și aparenta lui nepăsare, acuzatorii s-au apropiat, făcându-l atent asupra situației. Dar, când privirea lor, urmărind-o pe a lui Isus, a căzut pe pământul de la picioarele lui, expresia feței lor s-a schimbat. Acolo, în fața lor, erau scrise păcatele ascunse ale vieții lor. Privitorii au văzut schimbarea bruscă de pe fețele lor și s-au îngrămădit să vadă la ce se uitau cu atâta groază și rușine. Cu toată pretenția lor de respect față de lege, acuzând-o pe femeie, rabinii ne prescripțiile legii. Era datoria soțului să ia măsuri împotriva ei și părțile vinovate trebuiau să fie pedepsite de potrivă. Acțiunea acuzatorilor era cu totul neautorizată. Isus i-a întâmpinat totuși pe terenul lor. Legea preciza că, în cazul pedepsei cu moartea, trebuia ca martorii să arunce primii cu piatra. Ridicându-se acum și ațintindu-și privirea asupra bătrânilor complotiști, Isus a zis, Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Și aplecându-se, a continuat să scrie pe pământ. El nu ne socotise legea dată de Moise, nici nu călcase autoritatea Romei. Acuzatorii fusese rămfrânți. Acum, când haina pretinseilor lor sfințenii fusese sfâșiată, ei au rămas în fața nemărginitei curății vinovați și condamnați. Tremurau ca nu cumva nelegiuirile ascunse ale vieților să fie descoperite mulțimii și unul câte unul, cu fruntea și ochii plecați, s-au furișat, lăsându-și victima singură cu Mântuitorul Milostiv. Isus s-a ridicat și, privind la femeie, a zis, Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Isus i-a zis, Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Femeia stătuse în fața lui Isus tremurând de frică. Cuvintele lui, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea, au sunat pentru ea ca o sentință la moarte. Nu îndrăznea să ridice ochii către fața Mântuitorului, ci își aștepta soarta în tăcere. Cu inima cuprinsă de uimire, a văzut cum acuzatorii ei se îndepărtează fără cuvânt și plin de liniște. Apoi au ajuns la urechile ei aceste cuvinte. Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Cu inima zdrobită, ea s-a aruncat la picioarele lui Isus, exprimându-și printre suspine iubirea plină de recunoștință și mărturisindu-și păcatele cu lacrimi amare. Acesta a fost pentru ea începutul unei vieți noi, o viață de curăție și pace, devotată în slujba lui Dumnezeu. În ridicarea acestui suflet căzut, Isus a săvârșit o minune mai mare decât vindecarea cele mai rele boli trupești. El a vindecat boala spirituală care duce la moarte veșnică. Femeia aceasta pocăită a devenit una dintre cele mai statornice urmașe ale lui. Prin iubire și devotament, pline de sacrificiu de sine, ea și-a exprimat recunoștința față de harul lui iertător. Iertând-o pe această femeie și încurajând-o să ducă o viață mai bună, caracterul lui Isus strălucește în frumusețea neprihănirii săvârșite. Deși nu acoperă păcatul, nici nu micșorează simțul vinovăției, el nu caută să condamne, ci să mântuiască. Lumea avea numai dispreț și bat jocură pentru femeia aceea păcătoasă. Dar Isus îi spune cuvinte de mângâiere și nădejde. Cel nepătat are milă de slăbiciunea celui păcătos și întinde o mână de ajutor. În timp ce fariseii ipocriți acuză, Isus îi zice: Du-te și să nu mai păcătuiești! Nu este un adevărat urmaș al lui Hristos acela care, întorcând privirea, se îndepărtează de cel care a greșit, lăsându-l să-și urmeze neîmpiedicat calea spre ruină cei care se grăbesc să-i acuze pe alții și plin de râfnă îi aduc în fața justiției sunt adesea mai vinovați în propria viață decât cei pe care îi acuză. Oamenii îl urăsc pe păcătos în timp ce iubesc păcatul. Hristos urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos. Acesta va fi spiritul celor care îl urmează iubirea creștină e înceată la mustrare, grăbită să observe pocăința, gata să ierte, să încurajeze, să-l pe cel greșit pe calea sfințeniei și să-i întărească pașii pe acest drum. Capitolul 51 Lumina lumii Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan, capitolul 8, versetele 12 la 59 și capitolul 9. Isus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Când a spus aceste cuvinte, Isus se afla în curtea templului, unde aveau loc slujbele de la sărbătoarea corturilor. În mijlocul acestei curți se ridicau doi stâlpi înalți cu candelabre mari. După jertfa de seară, erau aprinse toate lămpile care își împrăștiau lumina asupra Ierusalimului. Ceremonia aceasta era în amintirea stâlpului de lumină care călăuzise pe Israel în pustie și mai era privită ca vestind venirea lui Mesia. Seara, când se aprindeau lămpile, curtea era plină de voie bună. Oameni încărunțiți, preoții templului și conducătorii poporului se uneau în dansuri festive în sunetul muzicii instrumentelor și cântărilor leviților. Prin iluminarea Ierusalimului, poporul își exprima nădejdea în venirea lui Mesia, care avea să-și reverse lumina asupra lui Israel. Dar pentru Isus, scena avea un înțeles mai profund. După cum lămpile strălucitoare ale templului luminau totul în jurul lor, așa și Hristos, izvorul luminii spirituale, luminează în întunericul lumii. Cu toate acestea, simbolul nu era desăvârșit. Luminătorul cel mare, pe care mâna sa îl așezase în ceruri, era o reprezentare mai corectă a slavei misiunii sale. Era dimineață. Soarele tocmai răsărise deasupra muntelui măslinilor, Razele lui dădeau o strălucire orbitoare palatelor de marmură și luminau aurul zidurilor templului, când Isus, arătând către acest tablou, a zis, Eu sunt lumina lumii. Unul dintre cei care au fost martori la scena aceasta a reluat mai târziu cuvintele Mântuitorului în acest pasaj sublim. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul nabiruit-o. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Ioan 1, cu 4, 5 și 9 Și multă vreme după ce Isus se înălțase la cer, Petru, de asemenea scriind sub iluminarea Duhului Sfânt, are reamintit simbolul folosit de Hristos. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până ce se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. 2 Petru 1 cu 19 Lumina a fost întotdeauna un simbol al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. La început, cuvântul creator a făcut ca lumina să lumineze în întuneric. Lumina a fost ascunsă în stâlpul de nor ziua și în stâlpul de foc noaptea, călăuzind marile oștiri ale lui Israel. Lumina a strălucit cu măreție înfricoșătoare în jurul Domnului pe muntele Sinai. Lumina se odihnea deasupra capacului chivotului din sanctuar. Lumina a umplut templul lui Solomon la inaugurarea lui. Lumina a strălucit pe dealurile Betleemului când îngerii au adus păstorilor care privegheau solia mântuirii. Dumnezeu este lumină și în cuvintele Eu sunt lumina lumii, Hristos declară unitatea lui cu Dumnezeu și legătura sa cu întreaga familie omenească. El a fost acela care la început a făcut ca lumina să strălucească în întuneric. El este lumina soarelui, a lunii și a stelelor. El era lumina spirituală care a luminat asupra lui Israel în simbol, în ceremonii și profeții. Dar lumina n-a fost dată numai lui Israel după cum razele soarelui pătrund până în cele mai îndepărtate colțuri ale pământului, astfel și lumina soarelui dreptății luminează asupra oricărui suflet. 2 Corinteni 4,6 Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Lumea și-a avut mari ei învățători, bărbați cu o inteligență uriașă și cu o minunată putere de observație, oameni ale cărora cuvinte au stimulat cugetarea și au scos la iveală domenii vaste de cunoaștere și acești bărbați au fost onorați ca fiind conducătorii și binefăcătorii neamului lor. Dar aici este unul mai presus de ei. Tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, Singurul lui fiu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ioan 1 cu 12 și 18. Putem să urmărim șirul marilor învățați ai lumii până acolo unde se întind rapoartele omenești, dar lumina a fost înainte de ei. După cum luna reflectă lumina de la soare, tot astfel, în măsura în care învățătura lor e adevărată, cugetătorii cei mari ai lumii reflectă razele soarelui neprihănirii. Fiecare perlă a cugetării, fiecare scânteiere a inteligenței, sunt de la lumina lumii. În zilele noastre, auzim mult despre o înaltă educație. Dar adevărata înaltă educație este dată de acela în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În el era viața, și viața era lumina oamenilor: Coloseni 2 cu 3, Ioan 1 cu 4. Cine mă urmează pe mine, a zis Isus, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În cuvintele: Eu sunt lumina lumii, Isus a declarat ca fiind Mesia. În templul în care Hristos învăța acum, bătrânul Simeon vorbise despre el, numindu lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Luca 2, 32 Prin aceste cuvinte, el aplica lui Isus o profeție cunoscută de tot Israelul. Prin profetul Isaia, Duhul Sfânt declarase, este prea puțin lucru să fii robul meu, ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea, te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Isaia 49,6 Profeția aceasta era înțeleasă de toți ca vorbind despre Mesia și când Isus a zis, Eu sunt lumina lumii, oamenii nu puteau să nu recunoască afirmația sa că el este cel făgăduit. Pentru farisei și conducători, această afirmație părea o îndrăzneală plină de aroganță. Ei nu puteau să tolereze ca un om asemenea lor să aibă astfel de pretenții. Făcându-se că nu au auzit cuvintele sale, ei au întrebat, Cine ești tu?" Ei stăruiau să-l forțeze să declare că el este Hristosul, Înfățișarea și lucrarea lui se deosebeau așa de mult de așteptările poporului, încât vrăjmașii săi înverșunați credeau că, dacă el ar fi afirmat în mod direct că el este Mesia, ar fi fost lepădat ca un impostor. Dar la întrebarea lor, cine ești tu, Isus a răspuns, ceea ce de la început vă spun că sunt. Ioan 8, cu 25 ceea ce se descoperise în cuvintele lui era vădit și în caracterul său. El era întruparea adevărurilor pe care le învăța. Nu fac nimic de la mine, a continuat el, ci vorbesc după cum m-a învățat tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur pentru că totdeauna fac ce este plăcut. El n-a căutat să aducă dovezi sau argumente în favoarea mesianității sale, ci a arătat unitatea sa cu Dumnezeu. Dacă mintea lor ar fi fost deschisă față de iubirea lui Dumnezeu, ei l-ar fi primit pe Isus. Mulți dintre ascultătorii lui erau atrași către el prin credință și lor le-a zis: Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Aceste cuvinte i-au ofensat pe farisei, trecând cu vederea de lunga supunere a națiunii lor sub jug străin, ei au strigat cu mânie. Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Isus a privit la acești sclavi ai răutății, oameni ale căror gânduri erau pornite spre răzbunare și a răspuns trist. Adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Ei se aflau în cel mai rău fel de robie, stăpâniți de Duhul cel rău. Orice om care refuză să se predea lui Dumnezeu este sub controlul unei alte puteri. El nu-și aparține, el poate vorbi despre libertate, dar este în cea mai dezgustătoare robie. Lui nu-i se îngăduie să vadă frumusețea adevărului, deoarece mintea lui este sub stăpânirea lui satana. În timp ce, cu un îngânfare, se mângâie cu ideea că urmează hotărârile propriei judecăți, el ascultă de voința Domnului Întunericului. Hristos a venit pentru a sfârâma cătușele care țin sufletul în robia păcatului. Dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Romani 8, cu 2 În lucrarea de mântuire nu există constrângere. Nu este folosită nici o forță exterioară. Sub influența Duhului lui Dumnezeu, omul este lăsat liber să aleagă cui vrea să servească. În schimbarea care are loc atunci când omul se predă lui Hristos, se află simțământul celei mai înalte libertăți. Izgonirea păcatului este o acțiune a voinței noastre. E adevărat, nu avem putere să ne eliberăm de substăpânirea lui satana, dar când dorim să fim eliberați din păcat și în marea noastră nevoie strigăm după o putere din afară și mai presus de noi, Puterile noastre sunt îmbibate cu energia divină a Duhului Sfânt și ele ascultă de poruncile lui Dumnezeu, împlinind astfel voința sa. Singura condiție prin care este posibilă libertatea omului este aceea de a deveni una cu Hristos. Adevărul vă va face slobozi și Hristos este adevărul. Păcatul poate să triumfe numai prin slăbiciunea minții și prin distrugerea libertății sufletului. Supunerea față de Dumnezeu înseamnă refacerea omului, readucerea lui la slava și demnitatea de om. Legea divină față de care sunt aduși în supunere este legea slobozeniei. Iacov 2, cu Fariseii declaraseră că ei sunt copiii lui Avram. Isus le-a spus că această pretenție putea fi susținută numai făcând lucrările lui Avram, Adevărații copii ai lui Avram aveau să trăiască la fel ca el, o viață de ascultare de Dumnezeu. Ei n-ar fi căutat să-l omoare pe acela care rostea adevărul dat de Dumnezeu. Complotând împotriva lui Hristos, rabinii nu făceau faptele lui Avram. Simpla descendență din Avram nu avea nici o valoare fără o legătură spirituală cu el, care s-ar fi descoperit în manifestarea aceluiași spirit și săvârșirea acelorași fapte, ei nu erau copiii lui. Principiul acesta rămâne valabil și într-o problemă care a agitat multă vreme lumea creștină, problema succesiunii apostolice. Descendența din Avram era dovedită nu prin nume și legături de rudenie, ci prin asemănarea în caracter, tot astfel, și succesiunea apostolică se întemeiază nu pe transmiterea autorității eclesiastice, ci pe înrudirea spirituală. O viață condusă de Spiritul Apostolilor, de Spiritul, credința și învățătura adevărului predicat de ei. Aceasta este dovada adevărată a succesiunii apostolice. Aceasta este ceea ce face din oameni urmași ai primilor învățători ai Evangheliei. Isus a tăgăduit că iudeii erau fii lui Avram. El a zis, voi faceți faptele tatălui vostru. coritori ei au răspuns, noi nu suntem copii născuți din desfrânare, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Cuvintele acestea, ca aluzie la împrejurările nașterii sale, intenționau să fie ca un atac împotriva lui Hristos în fața celora care începuseră să creadă în el. Isus nu a luat seama la această insinuare josnică și a zis, Dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Faptele dovedeau legătura lor cu acela care era un mincinos și un ucigaș. Voi aveți de tată pe deavolul, le-a zis Isus, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Ioan 8, cu 44 și 45. Faptul că Isus spunea adevărul și îl spunea cu atâta siguranță era motivul pentru care el nu era primit de conducătorii iudeilor. Adevărul era acela care îi ofensa pe acești oameni, plini de îndreptățire de sine. Adevărul demasca falsitatea rătăcirii. Condamna învățătura și practicile lor și era rău primit. Mai bine închideau ochii față de adevăr decât să se umilească și să-și mărturisească rătăcirea. Nu iubeau adevărul, nu-l doreau, cu toate că era adevăr. Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Zi după zi. Vreme de trei ani, vrăjmașii îl urmăriseră pe Hristos, căutând să găsească o pată în caracterul său. Satana și toată confederația răului căutaseră să-l biruie, dar nu găsiseră în el nimic prin care să câștige un avantaj, până și demonii erau constrânși să mărturisească. Ești Sfântul lui Dumnezeu! Marcu 1, cu 24 Isus a trăit legea în fața cerului, în fața lumilor necăzute și în fața oamenilor păcătoși înaintea îngerilor, a oamenilor și a demonilor, el rostise fără să poată fi contrazis cuvinte care de pe orice alte buze ar fi fost o hulă. Totdeauna fac ce este plăcut. Faptul că iudeii nu l-au primit pe Hristos, deși n-au putut găsi niciun păcat în el, Dovedea că ei înșiși nu aveau legătură cu Dumnezeu. Ei nu recunoșteau glasul lui în solia fiului său. Ei gândeau că-l judecă pe Hristos, dar lepădându-l, pronunțau o sentință asupra lor. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu, a zis Isus: Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Învățătura este adevărată pentru toate timpurile. Mulți oameni, a căror plăcere este să ia în râs, să critique și să caute în Cuvântul lui Dumnezeu ceva pe care să-l pună la îndoială, cred că dau dovadă de gândire independentă și de agerime mentală. Se socotesc judecătorii Bibliei, când adevărul este acela că ea se judecă singură. Ei dau dovadă că nu sunt în stare să aprecieze adevărurile care își au obârșia în cer și cuprind în ele veșnicia. Ei nu sunt cuprinși de teamă în prezența neprihănirii lui Dumnezeu, care se ridică în fața lor ca un munte înalt. Ei aleargă după vreascuri și paie și prin aceasta trădează o fire mărginită și pământească, o inimă care pierde repede puterea de a-L aprecia pe Dumnezeu. Acela a cărui inimă a răspuns la atingerea divină va căuta lucrurile acelea care vor spori cunoștința de Dumnezeu și îi vor curăți și înălța caracterul. După cum o floare se întoarce către soare ca razele strălucitoare să aducă la iveală culorile frumuseții, tot astfel sufletul se va întoarce către soarele neprihănirii ca lumina cerului să poată înfrumuseța caracterul cu minunatele trăsături ale caracterului lui Hristos. Isus a continuat, arătând puternicul contrast dintre atitudinea iudeilor și aceea a lui Avram. Tatăl vostru, Avram, a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Avram dorise foarte mult să-l vadă pe Mântuitorul Făgăduit. El a înălțat cea mai arzătoare rugăciune, cerând ca, înainte de a muri, să poată vedea pe Mesia. Și l-a văzut pe Hristos. Lui i s-a dat o lumină supranaturală și a recunoscut caracterul divin al lui Hristos. A văzut ziua lui și s-a bucurat. I s-a dat privilegiul să întrezărească jertfa divină pentru păcat. În propria experiență, el a trăit o exemplificare a acestui sacrificiu când a primit porunca. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, și adul ardere de tot. Geneza 22 cu El a pus pe fiul făgăduinței pe altarul de jertfă, fiul în care erau adunate toate nădejdile lui. Apoi, în timp ce ședeau alături de altar, având cuțitul ridicat, gata să asculte de porunca lui Dumnezeu, a auzit un glas din cer zicând, Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic. Că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Geneza 22 cu 12 Prin această încercare grozavă a trebuit să treacă Avram ca să poată vedea ziua lui Hristos și să-și dea seama de marea iubire a lui Dumnezeu pentru lume, Atât de mare încât, pentru a o ridica din degradarea ei, a dat pe unicul său fiu la cea mai rușinoasă moarte. Avram a învățat de la Dumnezeu lecția cea mai mare care a fost dată celor muritori. Rugăciunea lui de a-l vedea pe Hristos înainte de a muri a fost ascultată. L-a văzut pe Hristos, a văzut tot ce pot vedea cei muritori și să trăiască. Consacrându-se pe deplin, el a fost în stare să înțeleagă viziunea despre Hristos ce i-a fost dată. I s-a arătat că, dând pe unicul său fiu, spre a-i salva pe păcătoși de la ruina veșnică, Dumnezeu făcea un sacrificiu mare și minunat, mai presus de ce ar fi putut face vreun om. Experiența lui Avram dă răspunsul la întrebarea: cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? îl voi întâmpina oare cu arder de tot, cu viței de un an? Dar primește domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Mica 6 cu 6 și 7 În cuvintele lui Avram, fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Geneza 22 cu 8 și în măsurile luate de Dumnezeu pentru a pune o jertfă în locul lui Isaac, se declară că niciun om nu poate să săvârși ispășirea de sine. Sistemul păgând de jertfe nu putea fi cu niciun chip primit de Dumnezeu. Niciun tată nu trebuie să ofere pe fiul său sau pe fica sa ca jertfă pentru păcat. Numai fiul lui Dumnezeu poate să poarte vinovăția lumii prin suferința sa, Avram a ajuns să contemple lucrarea de sacrificiu a Mântuitorului. Dar Israel nu voia să înțeleagă ceea ce era așa de protivnic inimilor îngânfate. Cuvintele lui Hristos cu privire la Avram nu căpătau pentru ascultătorii lui nicio semnificație adâncă. Fariseii vedeau în ele numai un motiv de luat în râs. Ei au răspuns cu dispreț, ca și cum ar fi vrut să dovedească faptul că Isus este fără minte. n nici 50 de ani și ai văzut pe Avram? Cu solemnă demnitate, Isus a răspuns. Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram, eu sunt. Tăcerea s-a așternut asupra acelei adunări numele lui Dumnezeu descoperit lui Moise pentru a exprima ideea prezenței veșnice, fusese pretins de acest învățător galilean ca aparținându-i. El se anunțase ca fiind cel existent prin sine însuși, cel făgăduit lui Israel, a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Mica 5 cu 2 din nou au strigat preoții și rabinii împotriva lui Isus, zicând că hulește. Afirmația sa că este una cu Dumnezeu îi iritase mai înainte până acolo încât voiau să-i ia viața, iar după câteva luni au și spus lămurit: Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru hulă și pentru că tu, care ești om, te faci Dumnezeu. Ioan 10:33 pentru că era și susținea că este fiul lui Dumnezeu, ei erau hotărâți să-l distrugă. Acum, mulți dintre oameni care erau de partea preoților și rabinilor au luat pietre să arunce în el, dar Isus s-a făcut nevăzut și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor. Lumina strălucea în întuneric, dar întunericul n-a primit-o. Ioan 1,5 când trecea, Isus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Isus a răspuns, N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, Du-te de te spală în scăldătoarea siluamului, care tâlmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a scăldat și s-a întors văzând bine. În general, iudeii credeau că păcatul e pedepsit în viața aceasta. Orice suferință era privită ca pedeapsă pentru vreo faptărea, fie a suferindului, fie a părinților lui. Este adevărat că orice suferință vine din călcarea legii lui Dumnezeu, dar adevărul acesta fusese răstălmăcit. Satana, autorul păcatului și al urmărilor lui, îi făcuse pe oameni să creadă că suferințele și moartea vin de la Dumnezeu ca o pedeapsă arbitrară dată din cauza păcatului. Din cauza aceasta, acela asupra căruia căzuse vreo suferință sau vreo nenorocire mare, mai avea pe deasupra și povara de a fi privit ca un mare păcătos. În felul acesta, era pregătită calea între iudei să-l lepe de pe Isus. Acela care suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui, era privit de iudei ca fiind pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și ei și-au întors fața de la el. Isaia: 53, 3 și 4. Dumnezeu dăduse o învățătură pentru a contracara mentalitatea aceasta. Istoria vieții lui Iov arătase că suferința este adusă de satana, dar că prin ea Dumnezeu își aduce la îndeplinire planurile harului său. Dar Israel n-a înțeles învățătura. Aceeași eroare pentru care Dumnezeu i-a mustrat pe prietenii lui Iov a fost repetată de iudei când l-au lepădat pe Hristos. Credința iudeilor cu privire la relația dintre păcat și suferință era împărtășită și de ucenicii lui Hristos. În timp ce le-a corectat rătăcirea, Isus nu le-a explicat cauza suferinței omului, ci le-a spus care va fi urmarea. Din cauza ei, urma să se descopere puterea lui Dumnezeu. Cât timp sunt în lume, a zis el, sunt lumina lumii. Apoi, după ce a uns ochii orbului, l-a trimis să se spele în scăldătoarea siloamului și vederea omului a fost restabilită. În felul acesta, Isus a răspuns la întrebarea ucenicilor în mod practic, după cum răspundea de obicei la toate întrebările pe care îi le puneau din curiozitate. Ucenicii nu erau chemați să discute cine a păcătuit sau n-a păcătuit, ci se înțeleagă puterea și mila lui Dumnezeu manifestate dând orbului vederea. Era ușor de înțeles că nu era putere de vindecare în tină sau în scăldătoarea la care orbul a fost trimis să se spele, ci puterea era în Hristos. Fariseii nu puteau fi decât uimiți de vindecare. Totuși, erau plini de ură, mai mult ca oricând, deoarece minunea fusese săvârșită în zi de sabat. Vecinii tânărului și cei care îl cunoscuseră mai înainte, pe când era orb, ziceau, nu este acesta acel ce ședea și cerșea? Ei priveau la el cu îndoială, deoarece de când i se deschiseseră ochii, înfățișarea lui se schimbase și se făcuse mai strălucitoare și el părea un alt om. Întrebarea aceasta trecea de la unul la altul. Unii ziceau, el este, alții, seamănă cu el. Dar cel care primise marea binecuvântare a pus capăt discuției zicând, eu sunt. El le-a povestit apoi despre Isus și despre felul în care fusese vindecat și ei au întrebat, unde este omul acela? El a răspuns, nu știu. Apoi l-au adus în fața unui sfat al fariseilor. Din nou omul a fost întrebat cum își recăpătase vederea. El le-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci, unii dintre farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Fariseii sperau să demonstreze că Isus este păcătos și deci nu este el Mesia. Ei nu știau că tocmai cel care făcuse sabatul și cunoștea toate îndatoririle față de ziua sfântă era acela care îl vindecase pe orb. Ei se arătau foarte zeloși pentru păzirea sabatului, dar plănuiau uciderea, tocmai în ziua aceea. Mulți erau adânc mișcați auzind despre această minune și erau convinși că acela care deschisese ochii orbului era mai mult decât un om obișnuit. Ca răspuns la acuzația că Isus era un păcătos pentru că nu ținea ziua sabatului, ei spuseseră: Cum poate un om păcătos? să facă asemenea semne. Rabinii au făcut din nou apel la orb. Tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, le-a spus el. Fariseii susțineau că omul nu se născuse orb și deci că nu-și dobândise vederea acum. I-au chemat pe părinții lui și i-au întrebat zicând, Acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Omul însuși era acolo și declara că fusese orb și că își căpătase vederea, dar fariseii mai bine ar fi tăgăduit dovezile știute chiar de ei decât să admită că greșeau. Atât de puternică este prejudecata, atât de diformă este neprihănirea fariseică. Fariseii mai aveau o singură speranță și anume să-i intimideze pe părinții omului. Cu aparentă sinceritate, ei au întrebat. Cum dar vede acum? Părinții se temeau să nu se compromită, deoarece se hotărâse ca oricine va mărturisi că Isus este Hristosul să fie dat afară din sinagogă, adică să fie exclus din sinagogă 30 de zile. În acest timp, nici copiii nu puteau fi circumciși, nici morții nu puteau fi plânși în casa celui vinovat. Condamnarea aceasta era privită ca o mare nenorocire și, dacă cel vinovat nu se pocăia, urma o pedeapsă și mai grea. Deși marea lucrare săvârșită pentru fiul lor îi convinsese pe părinți, ei au răspuns. Știm că omul acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum și cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă. El singur poate vorbi despre ce privește. În felul acesta, au aruncat orice răspundere de la ei asupra fiului lor, deoarece nu îndrăzneau să-l mărturisească pe Hristos. Dilema în care erau prinși fariseii, îndoiala și prejudecata lor, refuzul de a recunoaște fapte concrete, deschideau ochii mulțimii, mai ales ai oamenilor de rând. Deseori, Isus săvârșea minunile sale în public, și lucrarea lui era totdeauna aceea de a alina suferința. Întrebarea care stăruia în multe minți era Ar face Dumnezeu asemenea fapte mărențe printr-un înșelător, cum susțineau fariseii că era Isus? Discuția devenea tot mai aprinsă de ambele părți. Fariseii vedeau că ei înșiși fac publicitate faptei lui Isus. Nu puteau să tăgăduiască minunea. Orbul era plin de bucurie și recunoștință, el privea lucrurile minunate ale naturii și era plin de încântare văzând frumusețea pământului și a cerului. El le-a povestit fără sfială experiența safariseilor și ei au încercat, iarăși, să-l aducă la tăcere zicând, Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos. Adică, nu mai spune că omul acesta ți-a dat vederea. Dumnezeu a făcut lucrul acesta." Orbul a răspuns, dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Atunci au întrebat iarăși: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Prin multe vorbe au încercat să-l încurce, așa încât să-l facă să creadă că s-a înșelat. Satana și îngerii lui erau de partea fariseilor și uneau puterile și iscusința lor cu mintea omenească pentru a contracara influența lui Hristos. Ei încercau să șteargă convingerile care se tot adânceau în multe minți. Dar și îngerii lui Dumnezeu se aflau acolo pentru a-l întări pe omul a cărui vedere fusese redată. Fariseii nu-și dădeau seama că au de-a face cu altcineva, nu numai cu omul needucat care se născuse orb. Ei nu îl cunoșteau pe acela cu care se luptau. Lumina dumnezeiască strălucea în adâncul sufletului celui orb. În timp ce fățarnicii aceștia încercau să-l facă să-și piardă credința, Dumnezeu l-a ajutat să arate prin puterea și ascuțimea răspunsurilor că nu poate fi prins în cursă. El a răspuns. Acum v-am spus și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și au zis. Tu ești ucenicul lui. Noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit prin Moise, dar acesta nu știm de unde este. Domnul Isus știa prin ce are de trecut omul și i-a dat har și cuvinte încât a devenit un martor pentru Hristos. El le-a răspuns fariseilor în cuvinte care erau o mustrare tăioasă pentru cei care îi puseseră întrebări. Ei pretindeau că sunt tălmăcitorii scripturilor, călăuze religioase ale neamului, cu toate acestea, în fața lor era cineva care săvârșea minuni, și ei mărturiseau pe față că nu cunosc nici care este izvorul puterii lui, nici natura sau pretenziile lui. Aici este mirarea, le răspunse omul, că voi nu știți de unde este, și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, și ci dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă de când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Omul îi întâmpinase pe anchetatorii săi pe terenul lor. Logicii lui nu îi se puteau împotrivi. Fariseii erau înmărmuriți și au tăcut, încurcați de cuvintele lui bine spuse și hotărâte. Pentru câteva clipe s-a făcut tăcere. Apoi preoții și rabinii, încruntați, și-au strâns hainele pe ei, ca și cum s-ar fi temut să nu se molipsească prin atingerea de el. Ei au scuturat praful de pe picioare și l-au acuzat cu patimă. Tu ești născut cu totul în păcat și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au excomunicat. Isus a auzit ce i se făcuse și, întâlnindu-l curând după aceea, i-a zis, Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Pentru întâia oară, orbul a privit fața celui care îl vindecase. În fața Consiliului îi văzuse pe părinții săi tulburați și înspăimântați. Văzuse fața încruntată a rabinilor. Acum ochii săi se odihneau pe chipul iubitor și plin de pace al lui Isus. Până acum, cu mari sacrificii, el îl recunoscuse ca un deținător al puterii divine. Acum îi se dăduse o descoperire și mai mare. La întrebarea Mântuitorului, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Orbul răspunse întrebând, cine este Doamne ca să cred în El? Și Isus i-a zis, l-ai văzut și cel care vorbește cu tine, acela este. Omul s-a aruncat la picioarele Mântuitorului, închinându-i se. Nu numai vederea fizică i-a fost restabilită, ci și ochii priceperii sale fusese deschiși. Hristos se descoperise sufletului său și El l-a primit ca pe cel trimis de Dumnezeu. Un grup de farisei s-a apropiat și văzându-i, Iisus, s-a gândit la continua lor împotrivire față de cuvintele și faptele sale. El a zis: Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă, și cei ce văd să ajungă orbi. Hristos venise pentru a deschide ochii orbilor, pentru a da lumină celor ce stăteau în întuneric. El declarase că este lumina lumii și minunea săvârșită cu puțin înainte dădea dovadă despre misiunea sa. Oamenii care l-au văzut pe Mântuitorul la întâia venire erau favorizați față de cei dinaintea lor prin faptul că fusese martori la o mai mare manifestare a prezenței divine decât oricând până atunci cunoașterea lui Dumnezeu se descoperise mai limpede. Dar tocmai în această descoperire, oamenii erau judecați. Caracterul lor era încercat și soarta lor hotărâtă. Manifestarea puterii divine, care îi redase orbului și vederea fizică și pe cea spirituală, îi lăsase pe farisei într-un întuneric și mai adânc câțiva dintre ascultătorii săi, simțind că vorbele lui Hristos îi vizau și pe ei, au întrebat. Doar nu fi și noi orbi, Isus răspunse. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dacă Dumnezeu nu v-ar fi dat posibilitatea să vedeți adevărul, neștiința voastră nu ar fi atras nicio condamnare. Dar acum ziceți, vedem. Voi vă credeți în stare să vedeți și să le pădați singurele mijloace prin care ați putea primi vederea. Pentru toți cei care își dau seama de nevoia lor, Hristos a venit cu ajutor nemărcinit. Dar farisei nu voiau să-și mărturisească nici o nevoie. Ei refuzau să vină la Hristos și de aceea erau lăsați în orbire, orbire pentru care ei singuri erau vinovați. Isus a zis, păcatul vostru Capitolul 52 Păstorul divin Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan 10, versetele 1 la 30. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine tatăl și cum cunosc eu pe tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Isus a găsit iarăși calea de a ajunge la mintea ascultătorilor săi, folosind exemple care le erau cunoscute. El se prezentase ca fiind lumina, Izvorul vieții și al bucuriei pentru natură și pentru oameni. Acum, într-un frumos tablou pastoral, ilustrează legătura sa cu cei care cred în el. Niciun tablou nu era mai cunoscut pentru ascultătorii săi decât acesta, și cuvintele lui Hristos i-au legat pentru totdeauna de sine. De acum înainte, niciodată ucenicii nu puteau să vadă păstorii păscându-și turmele, fără să-și amintească de învățătura Mântuitorului. Ei urmau să-L vadă pe Hristos în fiecare păstor credincios, iar ei aveau să se vadă în fiecare oaie neajutorată și slabă. Imagina aceasta fusese folosită de profetul Isaia, care o aplicase la misiunea lui Mesia în cuvintele de mângâiere. Suiete pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme, și spune cetăților lui Iuda, Iată Dumnezeul vostru. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui. Isaia 40 cu 9 la 11. David cântase: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Psalmi 23 cu 1. Iar Duhul Sfânt declarase prin Ezechiel: Voi pune peste ele un singur păstor care le va paște, voi căuta pe cea pierdută. Voi aduce înapoi pe cea rătăcită. Voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Voi încheia cu ele legământ de pace. Nu vor mai fi deja între neamuri, ci vor locui în liniște și nu le va mai tulbura nimeni. Ezechiel, capitolul 34, cu versetele 16, 23, 25 și 28. Hristos a aplicat aceste profeții la sine și a arătat contrastul dintre caracterul său și cel al conducătorilor lui Israel. Fariseii tocmai izgoniseră o oaie din turmă, deoarece îndrăznea să dea mărturie despre puterea lui Hristos. Ei tăiaseră un suflet pe care adevăratul păstor îl atrăgea la sine. Prin aceasta, ei arătau că nu cunosc lucrarea care le fusese încredințată și că sunt nevrednici de încrederea care li se acordase ca păstori ai turmei. Isus le-a prezentat contrastul dintre ei și păstorul cel bun și a arătat către sine ca fiind adevăratul păzitor al turmei Domnului. Înainte de a face aceasta, însă, el le-a vorbit despre sine folosind o altă ilustrație. El a zis: Cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Fariseii n-au înțeles că aceste cuvinte erau rostite împotriva lor. În timp ce se întrebau în inima lor cu privire la înțelesul lor, Isus le-a spus pe față. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să jungie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Hristos este ușa de la staul lui Dumnezeu. Prin ușa aceasta au intrat toți copiii săi din cele mai vechi timpuri. În Isus, așa cum este arătat în ceremonii, cum este prefigurat în simboluri, cum este prezentat în descoperirea profețiilor. Cum este dezvăluit în învățăturile date ucenicilor și în minunile săvârșite în favoarea fiilor oamenilor, ei l-au văzut pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan 1 cu 29, și prin el au fost aduși în staulul harului său. Mulți au venit prezentând alte ținte în care să creadă lumea. S-au inventat ceremonii și sisteme prin care oamenii speră să primească îndreptățire și pace de la Dumnezeu și în felul acesta să intre în staulul său. Dar unica poartă este Hristos. Toți cei care au introdus ceva care să ia locul lui Isus, care au căutat să pătrundă în staul pe o altă cale, sunt hoți și tâlhari. Fariseii nu intraseră pe ușă, ei săriseră în staul pe altă parte decât prin Hristos și nu îndeplineau lucrarea adevăratului Păstor. Preoții și conducătorii, cărturarii și fariseii prăpădeau pășunile și murdăreau izvoarele apelor vieții. Cu credincioșie, cuvântul inspirației îi descrie pe acești păstori mincinoși astfel: Nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită n-aduceți înapoi pe cea rătăcită, ci le stăpâniți cu asuprire și cu asprime. Ezechiel 34,4 În toate timpurile, filozofii și învățătorii au prezentat lumii teorii prin care să mulțumească nevoile sufletului omenesc. Fiecare națiune păgână și-a avut mari ei învățători și sistemele sale religioase care ofereau alte mijloace de mântuire decât Hristos, îndepărtând ochii oamenilor de la fața tatălui și umplându-le inimile cu teamă față de acela care le dăduse numai binecuvântări. Tendința lucrării lor este de a jefui pe Dumnezeu de ce este al său, atât prin creațiune, cât și prin răscumpărare. Acești învățători mincinoși îl jefuiesc și pe om, Milioane de ființe omenești sunt înconvoiate sub lanțurile unor religii false, în sclavia temerii sau a unei indiferențe totale, trudind asemenea vitelor de povară, jefuiți de nădejde, de bucurie sau de aspirație aici, și având o teamă disperată de cele viitoare. Numai Evanghelia Harului lui Dumnezeu poate înălța Sufletul contemplarea iubirii lui Dumnezeu, manifestată prin Fiul Său, va mișca inima și va trezi puterile minții, așa cum nimic altceva nu o poate face. Hristos a venit ca să poată crea din nou chipul lui Dumnezeu în om și oricine îndepărtează pe oameni de la Hristos, îi îndepărtează de la izvorul adevăratei dezvoltări, îi jefuiește de nădejdea, scopul și slava vieții. Cel ce face așa este un hoț și un tâlhar. Cine intră pe ușă este păstorul oilor. Hristos este și păstorul și ușa. El intră prin sine însuși. Prin jertfa sa, el devine păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Oaia este una dintre cele mai timide și mai neajutorate făpturi și, în Orient, grija păstorului pentru turmă este neobosită și neîncetată. Și pe vremuri, ca și acum, era puțină siguranță în afara orașelor întărite cu ziduri. Tâlharii din triburile rătăcitoare sau fiarele de pradă din ascunzătorile lor din stânci stăteau la pândă să prădeze turmele. Păstorul vedea asupra turmei lui, știind că această slujbă ar putea să-l coste viața. Iacov, care păzise turmele lui Laban în pășunile din Haran, descrind munca sa neobosită, zicea Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. Geneza 31,40 și tânărul David, pe când păzea oile tatălui său, a avut de înfruntat singur leul și ursul și a scăpat din gura lor mielul furat. În timp ce păstorul își conduce turma peste înălțimile stâncoase, prin păduri și prin râpe sălbatice, către locurile de pășunat de pe malul râului, în timp ce le supraveghează în munți, în noaptea singuratică, ferindu de tâlhari, și îngrijindu-le cu duioșie pe cele bolnave și slabe, viața lui ajunge să fie una cu a lor. Un atașament puternic și plin de duioșie îl leagă de obiectele grijii lui. Oricât de mare ar fi turma, păstorul cunoaște fiecare oaie. Fiecare are numele ei și răspunde la acest nume când păstorul o cheamă. După cum un păstor pământesc își cunoaște oile, tot astfel păstorul divin își cunoaște turma răspândită în toată lumea. Voi sunteți oile mele, oile pășunii mele, și eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu. Isus zice, te chem pe nume, ești al meu, te-am săpat pe palmele mele. Ezechiel 34,31 Isaia 43,1 Isaia: 49 cu 16. Isus ne cunoaște pe fiecare în parte și are milă de slăbiciunile noastre. Ne cunoaște pe toți pe nume, cunoaște chiar casa în care locuim și pe fiecare dintre cei ce o ocupă. Adeseori, el a dat îndrumări servilor săi să meargă pe o anumită stradă, într-o anumită cetate, la o anumită casă, pentru a găsi acolo pe una din oile sale. Fiecare suflet este atât de bine cunoscut de Isus, ca și când ar fi singurul pentru care a murit Mântuitorul. Durerea fiecăruia îi mișcă inima. Strigătul de ajutor ajunge la urechile lui. El a venit pentru a-i atrage pe toți oamenii la sine. El le zice: Urmați-mă. Iar Duhul Său lucrează asupra inimilor lor pentru a-i atrage să vină la el. Mulți nu se lasă atrași. Isus știe cine sunt aceștia. El știe de asemenea și cine primește cu voie bună chemarea sa și este gata să vină sub supravegherea sa de păstor. El zice: Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. El are grijă de fiecare în parte, ca și cum n-ar mai fi alta pe fața Pământului. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. Și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Păstorul oriental nu silește oile la drum. El nu folosește forța sau frica, ci, mergând înainte, le cheamă. Ele îi cunosc glasul și ascultă de chemarea lui. Tot astfel face și Mântuitorul ca păstor cu oile sale. Scriptura zice ai povățuit pe poporul tău ca pe o turmă prin mâna lui Moise și Aron. Prin prorocul Isus declară, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Nu constrânge pe nimeni să-l urmeze. El zice, i-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste. Psalmi 77 cu 20, Ieremia 31 cu 3, Osea 11 cu 4 nu teama de pedeapsă sau nădejdea răsplătirii veșnice îi face pe ucenicii lui Hristos să-L urmeze. Ei privesc iubirea neîntrecută a lui Hristos, descoperită în timpul vieții sale pe pământ, de la staulul din Betleem până la crucea de pe Golgota și privirea lui atrage, liniștește și supune sufletul. În inima celor ce privesc se aprinde iubirea. Ei aud glasul lui și-l urmează. După cum păstorul merge înaintea oilor, dând mai întâi el pie cu greutățile drumului, tot astfel procedează și Isus cu poporul său. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Calea către cer este sfințită de urmele pașilor mântuitorului. Cărarea poate fi prăpăstioasă și aspră, dar Isus a mers pe calea aceasta. Picioarele sale au călcat și îndoit spinii pentru a face calea mai ușoară pentru noi. Orice povară pe care suntem chemați să o purtăm a fost purtată mai înainte de el. Cu toate că s-a suit la tatăl, stă în prezența sa și este părtaș la tronul Universului, Isus n-a pierdut nimic din natura sa miloasă. Astfel, aceeași inimă duioasă și iubitoare este deschisă pentru toate necazurile lumii mâna care a fost răpunsă este astăzi întinsă pentru a binecuvânta și mai îmbelșugat pe poporul său din lume. În viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Sufletul care s-a predat lui Hristos este mai de preț în ochii lui decât lumea întreagă. Mântuitorul ar fi trecut prin agonia calvarului, chiar dacă prin aceasta n-ar fi fost mântuit decât un singur om. El nu va părăsi niciodată pe nici unul dintre cei pentru care a murit. El îi va păstra prin puterea sa pe toți, afară de cazul că urmașii săi aleg să-l părăsească. În toate încercările noastre, avem un ajutor care nu lipsește niciodată. El nu ne lasă să luptăm singuri cu ispita, să ne batem cu răul și să fim în cele din urmă zdrobiți sub poveri și întristare. Cu toate că acum este ascuns de privirea muritorilor, urechea credinței poate auzi glasul lui zicând: Nu te teme, căci eu sunt cu tine, eu sunt cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Apocalips 1 cu 18. Am suferit în tristările tale, am trecut prin luptele tale, am dat piept cu ispitele tale, cunosc lacrimile tale și eu am plâns. Cunosc chiar și durerile prea adânci pentru a fi rostite la urechea unui om. Să nu crezi că ești singur și părăsit. Deși suferința ta nu mișcă nicio coardă sensibilă în vreo inimă de pe pământ, privește la mine și vei trăi. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Isaia 54,10 Ori cât de mult și-ar iubi un păstor oile, el își iubește mai mult fiii și fiicele. Isus nu este numai păstorul nostru. El ne este și părinte veșnic și el zice, Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine așa cum mă cunoaște pe mine tatăl și cum cunosc eu pe tatăl. Ioan 10, cu 14 și 15 Ce sublimă declarație! Singurul fiu, acela care este la sânul Tatălui, acela despre care Dumnezeu a declarat că este omul care îmi este tovarăș, Zaharia 13:7. Această legătură care există între El și Veșnicul Dumnezeu este luată ca model pentru a arăta relația dintre Hristos și copiii Săi de pe Pământ. Isus ne iubește pentru că noi suntem darul Tatălui Său și răsplătirea lucrării sale. El ne iubește ca pe copiii săi. Cititorule, El te iubește. Cerul însuși nu poate da nimic mai mult, nimic mai bun. De aceea ai încredere. Isus a gândit la toți aceia de pe întreg pământul care au fost duși în rătăcire de păstorii necredincioși. Aceia pe care el dorea să-i adune ca pe oi ale pășunii sale erau împrăștiați printre lup și el a zis mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc și ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Ioan 10,16 Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau, adică Tatăl meu va iubit așa de mult încât și pe mine mă iubește mai mult pentru că îmi dau viața pentru răscumpărarea voastră. Pentru că am devenit înlocuitorul și garantul vostru prin jertfa vieții mele, pentru că am plătit datoriile voastre și am purtat vina voastră, eu devin mai scump pentru tatăl. Îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. În timp ce, ca membru al familiei omenești, era muritor, ca Dumnezeu, el era izvorul vieții pentru oameni. El s-ar fi putut împotrivi atacurilor morții și ar fi putut să refuze să intre sub stăpânirea ei, dar el și-a dat viața de bunăvoie pentru ca să poată aduce viața și nemurirea la lumină. El a purtat păcatul lumii a suferit blestemul lui și și-a dat viața ca jertfă pentru ca oamenii să nu moară veșnic. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. El era strepuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Isaia 53, cu 6 Capitolul 53 Ultima călătorie din Galileea Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Luca 9 cu versetele 51 la 56, 10 cu versetele 1 la 24. Când se apropia încheierea lucrării sale, Hristos a făcut o schimbare în felul său de a lucra până aici, el căutase să evite agitația și publicitatea. El refuzase omagiul oamenilor și trecuse repede dintr-un loc în altul, atunci când entuziasmul poporului în favoarea sa părea că trece dincolo de limita până la care putea să fie stăpânit. Deseori poruncise ca nimeni să nu spună că este Hristosul. În timpul sărbătorii cordurilor, venise la Ierusalim repede și pe neobservate. Când a fost îndemnat de frații săi să se prezinte în public ca Mesia, el le-a răspuns: Timpul meu încă n-a sosit. Ioan 7:6 A făcut drumul la Ierusalim pe neobservate și a intrat în oraș neanunțat și fără să fie onorat de mulțime. Dar nu tot așa s-au petrecut lucrurile la ultima sa călătorie. El părăsise Ierusalimul pentru câteva timp din cauza răutății preoților și arabinilor. Dar acum s-a hotărât să vină înapoi, călătorind cât se poate mai învăzul oamenilor pe un drum mai lung și anunțându-și retutind sosirea cum nu făcuse niciodată mai înainte. Se îndrepta către scena jertfei celei mari și atenția oamenilor trebuia să fie ațintită asupra acestui act. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. Ioan 3 14. După cum întregul Israel și-a îndreptat privirea către șarpele înălțat, simbolul vindecărilor, tot astfel ochii tuturor oamenilor trebuiau să fie atrași către Hristos, jertfa care a adus mântuirea lumii pierdute. Motivul care îi determinase pe frații săi să-l îndemne să se prezinte pe față la sărbătoarea corturilor era o greșită concepție despre lucrarea lui Mesia și o lipsă de credință în caracterul divin al lui Isus. Acum, dintr-un spirit asemănător, ucenicii ar fi vrut să-l împiedice să facă această călătorie la Ierusalim. Ei își aduceau aminte de cuvintele prin care el arătase cel aștepta acolo. Cunoșteau vrăjmășia de moarte a conducătorilor religioși și cu bucurie l-ar fi sfătuit pe domnul lor să nu meargă acolo. Pentru inima lui Hristos era o povară grea aceea de a-și croi drum prin temerile, dezamăgirile și necredința ucenicilor săi iubiți îi era greu să-i conducă spre groaza și disperarea care îi aștepta la Ierusalim. Iar satana se străduia să-l zdrobească pe fiul omului sub ispitele sale. Pentru ce să meargă acum la Ierusalim, la o moarte sigură? Pretutindeni în jur erau suflete care flămânzeau după pâinea vieții. Pretutindeni se aflau oameni suferinți care așteptau cuvântul său vindecător lucrarea care trebuia îndeplinită prin Evanghelia Harului Său de abia începuse, iar el era plin de vegoarea primei tinereți. Pentru ce să nu meargă înainte către câmpurile întinse ale lumii, ducând cuvintele de har și atingerea puterii vindecătoare? Pentru ce să nu guste bucuria de a da lumină și fericirea celor milioane de oameni care zăceau în întuneric și necaz? Pentru ce să lase adunarea recoltei pe seama ucenicilor, atât de slabi în credință, atât de greoi în înțelegere, atât de înceți la lucru? Pentru ce să dea ochii cu moartea acum și să lase lucrarea care era abia început? Vrejmașul care dăduse piept cu Hristos în pustie, îl ataca acum cu ispite mari și viclene. Dacă Isus ar fi cedat o singură clipă, dacă, pentru a-și salva viața, și-ar fi schimbat atitudinea în vreun amănunt, ori cât de neînsemnat, agenții lui Satana ar fi triumfat, iar lumea ar fi fost pierdută. Dar Isus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Singura lege a vieții sale era voința tatălui. Cu ocazia vizitei făcute la Templu în copilărie, el îi spusese Mariei. Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Luca 2, cu 49 La Cana, când Maria dorise ca el să-și desfășoare puterea făcătoare de minuni, răspunsul lui a fost Ceasul meu încă n-a sosit. Ioan 2, cu 4 cu aceleași cuvinte le-a răspuns fraților săi, când stăruiau ca el să meargă la sărbătoare. Dar în planul cel mare al lui Dumnezeu fusese precizat un timp anume când el trebuia să se jertfească pentru păcatele oamenilor, și ceasul acela avea să sune curând. El nu voia să dea greș nici să se lase înfrânt. Pașii lui erau îndreptați spre Ierusalim, unde evrejma și lui uneltiseră timp îndelungat să ia viața. Acum el voia să ofere sodea de bunăvoie și-a îndreptat fața hotărât să meargă la persecuție, sacrificiu, lepădare din partea oamenilor, condamnare și moarte. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar oamenii n-au vrut să-l primească pentru că el se îndrepta spre Ierusalim. Ei au interpretat lucrul acesta ca și cum Hristos i-ar fi preferat pe iudei pe care ei îi urau de moarte. Dacă el ar fi venit să refacă templul lor și să se închine pe muntele Garizim, l-ar fi primit cu mare bucurie. Dar el mergea către Ierusalim și de aceea nu voiau să-l găzduiască. Nu și-au dat seama că îndepărtează de la ușa lor cel mai bun dar al cerului. Isus i-a invitat pe oameni să-l primească, le-a cerut ajutorul ca să se poată apropia de ei și să reverse asupra lor cele mai bogate binecuvântări. Pentru orice binefacere făcută față de el, dădea înapoi un dar mai scump. Dar din cauza prejudecăților și bigotismului lor, samaritenii au pierdut totul. Iacov și Ioan, trimișii lui Hristos, se simțeau adânc jigniți de insulta adusă Domnului lor. Ei erau plini de indignare pentru faptul că el fusese tratat în felul acesta de către samaritenii pe care îi onora cu prezența sa. Nu de mult, acești ucenici fuseseră cu el pe muntele schimbării la față și îl văzuseră glorificat de Dumnezeu și onorat de Moise și Elie. Și acum considerau că această fățișă lipsă de respect din partea samaritenilor nu trebuia să rămână fără o pedeapsă exemplară. Venind la Hristos, i-au raportat cuvintele oamenilor, spunându-i că aceștia n-au vrut să-l găzduiască nici măcar o noapte. Ei socoteau că i s-a făcut o mare nedreptate și văzând în depărtare muntele Carmel, unde Ilie îi omorâse pe profeții mincinoși, au spus Vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Mare le-a fost mirarea, văzând că pe Isus îl durea cuvintele lor și uimirea lor a crescut și mai mult la cuvintele de mustrare pe care le-au auzit nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Și a mers într-un alt sat. Misiunea lui Hristos nu este aceea de a-i constrânge pe oameni să-l primească. Numai satana și oamenii stăpâniți de Duhul lui caută să forțeze conștiința. Sub pretenția râvnei pentru neprihănire, oamenii se asociază cu ungerii răi ca să aducă suferință asupra semenilor lor pentru a-i converti la ideile lor religioase, dar Hristos se arată întotdeauna plin de îndurare, căutând întotdeauna să câștige inimile oamenilor prin descoperirea iubirii sale. El nu poate să îngăduie un rival în suflet nici să primească un serviciu făcut pe jumătate. El dorește o slujire de bunăvoie a inimii sub îndemnul iubirii. Nu poate exista o dovadă mai convingătoare că avem Duhului satana decât tendința de a-i răni și a-i distruge pe aceia care nu apreciază lucrarea noastră sau lucrează altfel decât considerăm noi că ar fi bine. Orice făptură umană cu trup, suflet și spirit este proprietatea lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru a-i răscumpăra pe toți oamenii. Nimic nu poate fi mai jignitor pentru Dumnezeu decât atunci când oamenii îi fac pe cei răscumpărați prin sângele Mântuitorului să sufere din cauza bigotismului religios. Isus a plecat de acolo și a venit în ținutul iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și, după obiceiul său, a început iarăși să-i învețe. Marcu 10:1. Mare parte din lunile de la încheierea lucrării lui Hristos au fost petrecute în Perea, o provincie a Iudeii care se afla dincolo de Iordan. Aici mulțimea s-a adunat în jurul său ca în prima parte a lucrării sale în Galileea și au fost repetate multe dintre învățăturile sale de mai înainte. După cum îi trimisese pe cei 12, tot astfel a mai rânduit alți 70 și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Luca 10 cu 1 acești ucenici stătuseră câtva timp cu el și se pregătiseră pentru această lucrare. Când au fost trimiși cei 12 în prima lor lucrare misionară separată, Isus a fost însoțit de alți ucenici în călătoria sa prin Galileea. În felul acesta, ei au avut privilegiul unei strânse legături cu el și al unei învățături personale directe, acum, aceștia, mai mulți la număr, trebuiau să meargă în lucrare. Îndrumările date celor șaptezeci erau asemănătoare cu cele date celor 12, dar porunca primită de cei 12 de a nu intra în vreun oraș al neamurilor sau al samaritenilor n-a fost dată și celor șaptezeci. Deși Hristos fusese de curând respins de samariteni, iubirea lui față de ei nu se schimbase. Când au pornit în numele său, cei șaptezeci au vizitat în primul rând orașele Samariei. Însă-și vizita Mântuitorului în Samaria și, mai târziu, aprecierea samariteanului Milos și marea bucurie ale prosului samaritean, care fusese singurul dintre cei zece leproși vindecați care a venit să-i mulțumească lui Hristos, erau pline de însemnătate pentru ucenici. Învățătura s-a înfipt adânc în inima lor. În însărcinarea pe care le-a dat-o chiar înainte de înălțare, Isus a menționat Samaria împreună cu Ierusalimul și Iudeia ca locuri unde să predice în primul rând Evanghelia. Învățătura sa îi pregătise să îndeplinească această însărcinare. Când au mers în numele învățătorului lor în Samaria, i-au găsit pe oameni gata să-i primească samaritenii auziseră cuvintele de laudă ale lui Hristos și cunoșteau lucrările sale pline de îndurare pentru oamenii din neamul lor. Ei au văzut că, fără a lua în seamă purtarea lor aspră față de el, Domnul avea numai gânduri de iubire față de ei și inima lor a fost câștigată. După înălțare, ei i-au primit bine pe solii Mântuitorului și ucenicii au adunat o recoltă prețioasă dintre aceia care, pe vremuri, fuseseră cei mai aprigi vrăjmași ai lor. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l stinge. Va vesti judecata după adevăr și neamurile vor nădăjdui în numele lui. Isaia 42,3 Matei 12 cu 21 Trimițându-i pe cei șaptezeci, Iisus le-a poruncit ca și celor 12 să nu stăruie să rămână acolo unde nu erau bine primiți. În orice cetate veți intra și nu vă vor primi, a zis el, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți, scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Ei nu trebuiau să facă lucrul acesta din resentiment sau pentru că demnitatea lor fusese rănită, ci pentru a arăta cât de grav este să respingem solia Domnului sau pe solii săi. Lepădarea slujitorilor Domnului înseamnă lepădarea lui Hristos. Vă spun, a adăugat Isus, că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceasta. Apoi, gândul i s-a dus la orașele din Galileea, unde săvârșise o mare parte din lucrarea sa. Cu accente de adâncă întristare, el a exclamat, Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Besaido! căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților. Acelor orașe aglomerate din jurul Mării Galilei, li se oferiseră cele mai bogate binecuvântări ale cerului. Zi după zi, Domnul vieții umblase prin mijlocul lor. Slava lui Dumnezeu pe care profeții și împărații doriseră să o vadă, strălucise asupra mulțimilor care se adunau pe urmele Mântuitorului. Totuși, oamenii refuzaseră darul ceresc. Făcându-se că sunt foarte prevăzători, rabinii îi avertizaseră pe oameni să nu primească noile învățături aduse de acest învățător, deoarece teoriile și practicile lui nu se potriveau cu învățăturile din bătrâni. Oamenii au crezut ce au spus profeții și fariseii, în loc să caute să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Ei îi onoreau pe preoți și conducători, în loc să-l onoreze pe Dumnezeu și le pădau adevărul ca să poată țină propriile tradiții. Mulți fuseseră impresionați și aproape convinși, dar n-au lucrat după aceste convingeri și n-au fost socotiți ca fiind de partea lui Hristos. Satana le-a prezentat ispitele lui până când lumina a început să pară a fi întuneric. În felul acesta, mulți au lepădat adevărul care s-ar fi dovedit a fi salvarea sufletului lor. Martorul credincios zice: Iată, eu stau la ușă și bat. Fiecare avertizare, fiecare mustrare și fiecare îndemnare care ni se dau prin cuvântul lui Dumnezeu sau prin trimișii săi, reprezintă o bătaie la ușa inimii. Este glasul lui Isus care cere să intre. Cu fiecare bătaie, neluată în seamă, dispoziția de a deschide slăbește. Dacă impresiile din partea Duhului Sfânt sunt disprețuite astăzi, ele nu vor mai fi așa de puternice mâine. Inima devine mai puțin sensibilă și cade într-o inconștiență primejdioasă cu privire la scurtimea vieții și la durata veșniciei. Condamnarea noastră la judecată nu se va datora faptului că am fost duși în rătăcire și că am neglijat ocaziile trimise de cer pentru a cunoaște adevărul. Asemenea apostolilor, cei șaptezeci au primit puteri supranaturale ca un sigiliu al misiunilor. Când și-au încheiat lucrarea, s-au întors cu bucurie, zicând: Doamne, chiar și dracine sunt supuși în numele tău! Isus a zis, Am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Lui Isus i-au venit în minte scenele trecutului și ale viitorului. L-a văzut pe Lucifer când a fost aruncat din locurile cerești. A privit apoi la scenele viitoare ale agoniei sale, când caracterul înșelătorului trebuia să se descopere în fața tuturor lumilor. auzit strigătul, s-a sfârșit anunțând că mântuirea neamului omenesc era asigurată pentru veșnicie, că cerul era asigurat pe vecie împotriva acuzațiilor, amăgirilor și pretențiilor pe care le-ar fi născocit satana. Dincolo de crucea de pe Golgota, cu suferința și ocara ei, Isus a privit la ziua finală, ziua cea mare, când prințul puterii văzduhului va fi distrus odată cu pământul care a fost mutilat atâta vreme prin revolta lui. Isus a văzut lucrarea răului terminată pentru totdeauna și pacea lui Dumnezeu umplând cerul și pământul. De aici înainte, urmașii lui Hristos trebuiau să privească la satana ca la un vrăjmaș înfrânt. Pe cruce, Isus urma să câștige biruința pentru ei. El dorea ca ei să primească biruința aceasta ca fiind a lor. Iată, a zis el, că v-am dat putere să călcați pește șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, și nimic nu vă poate vătăma. Puterea nemărginită a Duhului Sfânt este apărarea oricărui suflet copleșit de greutăți. Hristos nu va îngădui ca vreunul dintre cei care, prin pocăință și credință, au cerut protecția sa să treacă sub puterea vrăjmașului. Mântuitorul este alături de cei ispitiți și încercați. La el nu poate fi insucces, pierdere, imposibilitate sau înfrângere. Noi putem totul prin acela care ne întărește. Când vin ispitele și încercările, nu aștepta ca mai întâi să birui toate greutățile, ci privește la Isus, ajutorul tău. Există creștini care gândesc și vorbesc prea mult despre puterea lui Satana. Ei se gândesc la vrăjmașul lor, se roagă în privința lui, vorbesc despre el și în închipuirea lor, el crește fără încetare. Este adevărat că Satana este o ființă puternică, dar mulțumim lui Dumnezeu, avem un Mântuitor puternic care l-a izgonit pe cel rău din cer. Satana simte plăcere când îi preamărim puterea. De ce să nu vorbim despre Isus? De ce să nu preamărim puterea și iubirea lui? curcubeul făgăduinței, care înconjoară tronul de sus, este o veșnică mărturie că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3,16 el mărturisește Universului că Dumnezeu nu va părăsi niciodată pe poporul său în lupta cu cel rău. Aceasta este pentru noi o asigurare că vom primi putere și ocrotire atâta timp cât va dura stăpânirea sa. Isus a adăugat: Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Nu vă bucurați că aveți putere ca să nu pierdeți cumva din vedere dependența voastră de Dumnezeu fiți cu băgare de seamă ca să nu se apropie de voi mulțumirea de sine și să ajungeți să lucrați în propria putere mai degrabă decât în spiritul și tăria Domnului vostru. Eul este totdeauna gata să se laude dacă, într-o măsură oarecare, lucrarea are succes. Eul se îngânfă și se înalță și cei din jur rămân cu o impresie greșită și nu înțeleg că Dumnezeu este totul în tot. Apostolul Pavel zice: Când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni 12:10. Când ne dăm seama de slăbiciunea noastră, înțelegem că trebuie să ne sprijinim pe o putere care nu este în noi. Nimic nu poate să pună așa de mult stăpânire pe inimă ca simțământul neclintit al răspunderii noastre față de Dumnezeu. Nimic nu pătrunde mai mult în profunzimea motivelor purtării noastre ca simțământul iubirii iertătoare a lui Hristos. Dacă avem părtășie cu Dumnezeu, atunci suntem umpluți cu Duhul Său cel Sfânt, care ne face în stare să avem părtășie și cu semenii noștri. Bucurați-vă atunci când, prin Hristos, ați devenit legați cu Dumnezeu membrii ai familiei cerești. Dacă priviți totdeauna în sus, veți avea simțământul continuu al slăbiciunii firii voastre omenești. Cu cât veți cultiva mai puțin eul, cu atât veți înțelege mai clar și mai pe deplin măreția Mântuitorului vostru. Cu cât vă veți lega mai strâns de izvorul luminii și al puterii, cu atât va străluci mai multă lumină asupra voastră, și cu atât veți avea mai multă putere de a lucra pentru Dumnezeu. Bucurați-vă că sunteți una cu Dumnezeu, una cu Hristos și cu întreaga familie cerească. Atunci când cei șaptezeci ascultau cuvintele lui Hristos. Duhul Sfânt imprima în mintea lor realitățile vii și scria adevărul pe tablele inimilor. Deși erau înconjurați de o mulțime de oameni, li se părea că sunt singuri cu Dumnezeu. Văzând că ei înțeleg spiritul învățăturii date atunci, Isus a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, tată, fiindcă așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu și nimeni nu știe cine este fiul afară de tatăl. Nici cine este tatăl afară de fiul și acela căruia vrea fiul să îl descopere. Oamenii onorați ai lumii, considerați oameni mari și înțelepți cu toată înțelepciunea cu care se mândreau că o au, n-au putut să înțeleagă caracterul lui Hristos. Ei îl judecau după înfățișare, după umilința la care era supus ca ființă omenească. Dar pescarilor și vameșilor le fusese dat să-l vadă pe cel nevăzut. Nici ucenicii nu ajunseseră să înțeleagă tot ce dorea Isus să le descopere. Dar, puțin câte puțin, atunci când se predau puterii Duhului Sfânt, mintea lor era luminată. Ei își dădeau seama că puternicul Dumnezeu, îmbrăcat în veșmântul trupului omenesc, se afla între ei. Isus s-a bucurat că, deși cei înțelepți și pricepuți nu aveau această cunoștință, ea fusese descoperită acestor oameni umili. Adesea, când prezentase textele scripturilor Vechiului Testament și arătase aplicația lor la sine și la lucrarea sa de ispășire, oamenii fusese rătreziți de către Duhul Său cel Sfânt și înălțați într-o atmosferă cerească. Ei înțelegeau adevărurile spirituale vorbite prin profeți mai bine chiar decât înșiși scriitorii lor. De aici, înainte, ei urmau să citească scrierile Vechiului Testament nu ca pe doctrinele cărturarilor și fariseilor, nici ca pe niște cuvinte ale unor oameni înțelepți care muriseră, ci ca pe o nouă descoperire de la Dumnezeu. Ei au văzut pe acela pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți: căci rămâne cu voi și va fi în voi. Ioan 14:17 Singura cale prin care putem câștiga o cunoștință desăvârșită a adevărului este să ne păstrăm inima plină de iubire și supusă față de Duhul lui Hristos. Inima trebuie să fie curățită de îngânfare și mândrie și eliberată de tot ce a ținut-o în stăpânire, pentru ca Hristos să poată fi întronat în ea. Știința omenească este prea mărginită ca să înțeleagă lucrarea de ispășire planul de mântuire este așa de larg cuprinzător încât filozofia nu-l poate explica. Va rămâne totdeauna o taină pe care cugetarea cea mai adâncă nu o poate cuprinde. Știința mântuirii nu poate fi explicată, dar poate fi cunoscută prin experiență. Numai acela care își vede păcătoșenia poate aprecia valoarea cea nemărginită a mântuitorului. În drumările date de Hristos, când își croia drum încet din Galileea către Ierusalim, erau pline de învățături. Oamenii ascultau cuvintele sale cu multă atenție. În Pereia și în Galileea, oamenii erau mai puțin sub stăpânirea bigotismului iudaic decât în Iudea și învățăturile sale au găsit un ecou în inimile lor. În aceste ultime cuvinte ale lucrării sale au fost rostite multe dintre parabolele lui Hristos. Reoții și rabinii îl urmăreau cu o ură mereu crescândă și el a învăluit în simboluri avertizările pe care le dădea. Ei nu puteau înțelege greșit ce voia el să spună, însă nu puteau să găsească în cuvintele lui nimic care să întemeieze o acuzație împotriva lui. În parabola cu vameșul și fariseul, rugăciunea arogantă, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, era într-un contrast izbitor cu cererea pocăinței, ai milă de mine, păcătosul. Luca 18, cu versetele 11 și 13 În felul acesta, Hristos a mustrat fățărnicia iudeilor. Sub simbolul smochinului neroditor și al cinei celei mari, el a prevestit nenorocirea care trebuia să cadă peste un popor nepocăit. Cei care le pădaseră în mod bagiocoritor chemarea la praznicul Evangheliei au auzit cuvintele sale de avertizare. Vă spun că nici unul dintre cei poftiți nu va gusta din cina mea. Luca 14:24 Învățătura dată ucenicilor a fost foarte prețioasă. Parabola cu văduva stăruitoare și prietenul care cerea pâine la miezul nopții dădea o nouă putere cuvintelor sale: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Luca 11 ,9. Și adesea, când credința lor se clătina, era întărită prin amintirea că Hristos spusese. Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Luca 18,7-8 Hristos a repetat acea frumoasă parabolă cu oaia pierdută. El a dezvoltat mai departe învățătura ei prin pilda cu banul de argint pierdut și prin pilda fiului risipitor. Ucenicii nu puteau atunci să înțeleagă pe deplin aceste învățături, dar după revărsarea Duhului Sfânt, când au văzut cum vin neamurile la credință și mânia aprinsă a iudeilor, au înțeles mai bine învățătura despre Fiul Risipitor și au putut pătrunde în bucuria cuvintelor lui Hristos. Trebuie să ne veselim și să ne bucurăm, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Luca 15, cu versetul 32 și versetul 24. Și când au mers în numele Domnului lor, dând piept cu vorbirile de rău, sărăcia și persecuția, adesea și-au îmbărbătat inima repetând cuvintele pe care le rostise el în această ultimă călătorie. Nu te teme, turmă mică, pentru că tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Luca 12, cu 32 la 34